Interlopul Ștefan Dinuzi zis că a fost arestat preventiv după ce s-a dat drept polițist și a jefuit un cetățean străin. Jaful a fost comis în fața unui magazin din București. Interlopul care s-a prezentat drept polițist l-a abordat pe un muncitor din Sri Lanka și l-a supus controlului corporal, timp în care i-a sustras suma de 2500 de lei. Omul și-a dat seama rapid că a fost jefuit și a alertat autoritățile. Cazul a fost preluat de polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale Sector 4. Anchetatorii au stabilit că fapta a fost comisă de interlop grupul Fane Căpățână în vârstă de 54 de ani. La percheziția efectuată de polițiști la domiciliul acestuia au fost ridicate mai multe probe. De asemenea, la percheziția asupra mașinii utilizate la comiterea infracțiunii, polițiști au găsit un dispozitiv de tip girofar. Acum interlopul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de uzurpare de calități oficiale și înșelăciune. Fane Căpățână a comis infracțiuni folosindu-se de legitimație falsă de polițist în 2009 și 2014.